l-ați cunoscut pe Ion Iliescu. Știu și eu dintr-o istorie orală că în tinerețe l-ați cunoscut și ați avut activități comune. Am văzut chiar și o poză de grup într-o tabără de tineret, undeva în zona Timișului de Sus sau de Jos, mai ales Timișul de Sus. El e cel care, în urma unui simulacru de judecată sumară, de ziua de luni, 25 decembrie 1989, i-a succedat, practic, magul militar Nicolae Ceaușescu. Știm de asemenea că el a fost inițial un foarte apropiat cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Când s-au separat apele, când s-au înfolburat și au început vrajba de moarte. Nu știu dacă se poate da o dată, să zic așa, dar eu în context, mai degrabă, mai degrabă cred, așa cum îl cunosc eu, omul acesta care are o sumă de calități incontestabile, are și poate unele defecte definitorii. Unul din aceste defecte este dorința de putere care l-a caracterizat dintotdeauna. De a fi important, de a avea putere de dispoziție, de a accede în cele mai importante funcții de conducere. Așa se manifesta încă de pe vremea când era un activist de rând. Cred că chiar și în perioadele când a fost în grația cuplului Ceaușescu, el pe undeva, în intimitatea lui, el își dorea să le ia locul, să ia locul acela pe care cred că dintotdeauna, de cum s-a ridicat, a năzuit acea funcție supremă în stat, că la urma urmelor, funcția de secretar general al Partidului Comunist, cum era modelul dat, era funcția supremă. Se spune că Gheorghiu Deș l-ar fi atenționat la vremea respectivă pe Ceaușescu că să nu-l tot împingă în față pe Iliescu, pentru că ce iese din pisică, tot șoareci mănâncă. Gheorghiu deja fusese niște conflicte, nu știu dacă direct sau indirect, cu tatăl lui Ion Iliescu, care nu știu ce greșeli politice făcuse și pentru care motive fusese marginalizat. Probabil că el era în tabăra opusă lui Gheorghiu Deș, fusese între emigranții de la Moscova, Ori Gheorghiu Deș era reprezentantul comuniștilor din țară, din închisori, de aici și tot timpul între ei era o separație, să zic așa, o despărțire. Cât a ținut sau n-a ținut Ceaușescu cont de sfatul, după părerea mea, inteligent al lui Dej, asta este altceva. Cert este că, după modele pe care le știm și pe care, cu siguranță, Ceaușescu le însușise la perfecție, el a încercat să-și promoveze niște oameni care ulterior să-l susțină. Și după moartea lui Dej, prin acești oameni și nu numai, și prin alții care i s-au alăturat deschis, au, să nu zicem, criticat deschis, dar oricum au început o campanie de minimalizare a perioadei lui Dej. În procesul ăsta de, știu eu, minimalizare, am zis eu, nu știu dacă este potrivit termenul, a meritelor lui Dej, a acțiunilor lui Dej,
a început reabilitarea celor persecutați de Dej, printre ei fiind și tatăl lui Iliescu. Și ca o dovadă și mai puternică a acestei acțiuni politice premeditate, a fost promovarea pe ierarhii, pe scări și mai înalte a lui Ion Iliescu. Aducerea la Comitetul Central în funcția de adjunct de șef de secție la secția de propagandă, păi șeful secției propagandă, secretar al Comitetului Central, membru al Comitetului Politic Executiv, până la, știu eu, retrogradarea, care se știe, și trimiterea în funcție de prim-secretar la Iași. Și apoi, din nou, o retrogradare la Timișoara. Și întoarcerea la APE. Și eu am avut cu el raporturi normale, așa că între niște activiștine la Comitetul Central, lucram în secții diferite. Nu lucram în acea secție. Iar el era mai mult un fel de extrabugetar. Pentru că, fiind trimis la studii în URSS, era disponibil mai ales în timpul vacanței mari. Și atunci venea, să zic așa, aproape zi de zi la Comitetul Central. Dar raporturile s-au menținut ca niște raporturi normale, să zic. Bune. Oricum, pe când era ministru al apelor și secretar, prim-secretar la Iași, mi-aduc aminte, obișnuit îl trimitea câte o felicitare de anul nou sau nu știu care, de 23 august, cum se obișnuia, și așa mai departe. Deci s-au păstrat niște raporturi. Dar esențial este că ne cunoșteam. Fiecare, știu eu, știam ce loc am avut la un anumit moment, așa și ce poziție am ocupat și unde ne-am aflat fiecare. Tocmai pentru asta am rămas surprins că în interviurile acordate lui Vladimir Tismăreanu și consemnate într-o carte, s-a întrebat când l-a scurs pe generalul Blat și a spus, în decembrie 1989. Eu care personal am vrut să constat că cel puțin în septembrie 1977, când era prim-secretar la Iași, a stat față în față și eram eu undeva în spate la 10-15 metri și știam că vă cunoașteți, am luat surprins de această afirmație că nu v-a cunoscut. Deci tranșant a spus-o nu în decembrie 1989. Da. Asta este o altă latură a caracterului acestui om. Vrând, probabil, să se detașeze cu totul de cei care, mă rog, pozițiile pe care le-au ocupat în timpul regimului Ceaușescu, și să demonstreze că n-a avut niciun fel de legătură cu ei și cu atât mai mult, mă rog, în decembrie 89 nu i-au facilitat ajungerea la putere, a dat acel răspuns care, literalmente, pe mine m-a indignat. Nu că nu m-a recunoscut, că nu ținea neapărat și nu duc dorul pentru asemenea lucruri, ci pentru lipsa lui de corectitudine. Adică, cum, sunt atâția oameni care știu foarte bine, care au fost în fond relațiile de cursul timpului, și să vii să spui așa foarte degajat, da, după un pic de reflecție. Așa, păi, în decembrie 89, și asta să înțelege că ne-am cunoscut întâmplător atunci, că am venit și eu cu gloata, probabil, și m-am așezat în spatele lui. Nu, e deloc așa. În decembrie 89, eu premeditat am venit în sprijinul lui, pentru că n-aveam altă soluție. Dar dacă ar fi trebuit să urmez o altă cale, ar fi fost ușor să o fac, dar cu consecințe absolut imprevizibile. Ceea ce niciodată, în nicio împrejurare, n-am gândit că ar fi cu putință.